Hei, dacă aș întreba cât e ora, probabil că te-ai uitat la telefon, la ecranul laptopului sau la ceasul de mână pentru a afla. Dar cum știu aceste dispozitive ora? Pe dispozitivele tale, ora e setată automat de către program. Dar cum știe acest program ora exactă? Oamenii setează ceasurile de mână înainte de vânzare. Dar cum știu acești oameni ora? Știe cineva cu adevărat cât e ora? Hei, ar putea fi versurile unui cântec! În fine, cum aflăm această oră și ce se întâmplă dacă toate ceasurile din lume se opresc? Stai o secundă! Sau mai mult! Așadar, bun venit la Laboratorul Național de Fizică din sud-vestul Londrei! Aici poți găsi unele dintre cele mai faimoase ceasuri atomice din lume, numite masere de hidrogen. Există aproximativ 400 de astfel de dispozitive în întreaga lume, iar acestea ajută întreaga planetă să navigheze în timp. Toate tehnologiile moderne, sateliții, sistemele de operare, GPS-ul, orarele de zbor și cele feroviare, precum și programul TV de pe ecranul tău, sunt ghidate de ceasul atomic. Și iată cum funcționează! Imaginează-ți un pendul. Se balansează dintr-o parte în alta. O oscilație de la stânga la dreapta sau invers reprezintă o perioadă de timp egală cu o secundă. Pendulul nu e foarte precis, deoarece nu e constant. Mișcarea sa poate încetini sau accelera. În ceasurile atomice, atomii îndeplinesc funcția unui pendul. Atunci când sunt expuși la radiații cu microunde, aceștia încep să fluctueze. Aproximativ 9 miliarde de fluctuații sunt egale cu o secundă. Nu mă crezi? N-ai decât să le numeri. Vibrațiile atomilor sunt precise și imuabile. Aceste ceasuri nu rămân în urmă și nici nu accelerează. Eroarea unui astfel de ceas poate fi de o secundă odată la 10 milioane de ani. Nu pot aștepta atât de mult, așa că mă voi crede pe cuvânt. Ceasurile atomice ghidează toate tehnologiile moderne și sateliții de comunicații. Să ne imaginăm acum că, dintr-un motiv oarecare, acestea nu mai funcționează. Atomii nu mai reacționează la microunde. După ei, ceasurile cu cuarț și toate cele electronice se opresc. Telefonul tău nu mai arată ora, iar ora de sosire a zborurilor dispare de pe panoul de informații de la aeroport. În acest moment, toți dispecerii iau legătura cu piloții și le cer să aterizeze de urgență pe cele mai apropiate aeroporturi. Noile zboruri devin imposibile. Sunt prea multe avioane pe cer. Dacă mai multe încep să decoleze și să aterizeze în același timp pe același aeroport, se poate ajunge la un dezastru. Dispecerii nu ar putea crea orarul de zbor corect fără ceasuri. Același lucru e valabil pentru toate trenurile. Gările nu mai pot coordona cursele și nu mai pot face schimburi pe șinele de cale ferată. Acest sistem e prea complex și nu poate funcționa decât cu un timp precis. Lumea începe să se afunde într-un haos total. Sistemul bancar se prăbușește. Brokerii nu transferă banii în conturile clienților la timp. Oamenii nu-și pot primi salariile la timp. Imaginează-ți că ai promis să trimiți o prezentare unui client mâine la ora 14 și te aștepți să fii plătit pentru ea. A doua zi, nu știi cât e ora și trimiți prezentarea către client cu 2 ore mai târziu. Acesta nu primește documentul la timp și înțelegerea e anulată. La marile uzine și fabrici, programul zilei se reduce. Oamenii nu mai produc volumul necesar. Imaginează-ți că o fabrică produce 2 tone de oțel prelucrat în exact 8 ore. Dar ritmul de lucru este perturbat, iar acest lucru reduce volumul. În continuare, acest oțel ar trebui să ajungă la o navă. Cu toate acestea, nici programul navelor nu mai funcționează. Și acest lucru e valabil pentru toate materialele în general: lemn, electricitate, petrol și metale. Lanțurile logistice se prăbușesc din cauza opririi ceasului. Apare o criză economică și lumea se panichează. Bursa se închide și se deschide în fiecare zi la ore diferite. Acționarii și investitorii pierd o mulțime de bani. Unii spun că ceasul, și nu motorul cu aburi, a fost cel mai important mecanism al revoluției industriale. Motoarele cu aburi acționau mașinile și navele, dar nu puteau sincroniza munca multor oameni. În astfel de condiții, tu nu te mai grăbești nicăieri, dar nici ceilalți oameni. Poți merge la supermarket, dar acesta va fi închis pentru că proprietarul său a dormit prea mult. Iar apoi, când i se vor deschide ușile, vei constata că aproape că nu mai există bunuri acolo.
Navele, trenurile și camioanele nu au putut livra fructele, pâinea și legumele pentru că nu s-au putut pune de acord asupra orei. Mulți vor părăsi marile orașe deoarece va fi o provocare să trăiască acolo fără ceasuri. Epoca înaltei tehnologii s-a încheiat. Canalele de televiziune au încetat să mai funcționeze pentru că unii angajați au întârziat și nu au început emisia. Gazda canalului a venit înaintea operatorului, dar inginerul de sunet încă doarme pentru că ceasul deșteptător nu știe cât e ora. Pentru a opri haosul, trebuie făcute două lucruri. Primul este să acceptăm faptul că fosta viață high-tech nu va mai exista. Al doilea lucru este să luăm un exemplu de la strămoșii noștri. Oamenii au trăit mii de ani fără să știe ora exactă. Aceasta a fost necesară doar la începutul revoluției industriale. Înainte de asta, oamenii se ghidau după soare, după cântecul cocoșului și după ceasul biologic intern. Timp de sute de mii de ani, oamenii obișnuiau să se culce noaptea și să se trezească dimineața. Dar odată cu inventarea becului electric, această ordine a fost încălcată. Era industrială a forțat omenirea să se concentreze nu pe ceasul intern, ci pe ora de deschidere a fabricilor și uzinelor. Apoi au fost inventate televizorul, internetul și jocurile video, iar modul de somn stabilit de evoluție s-a schimbat. Dar într-o lume care nu ține cont de timp, oamenii vor uita din nou de ceasurile deșteptătoare și vor începe să-și îmbunătățească somnul. Va exista un cadran solar în fiecare casă. Umbra va ghida omenirea. Clepsidrele de diferite forme și mărimi vor fi din nou populare în lume. Mai devreme sau mai târziu, ne vom întoarce la un punct de reper în timp, așa cum a fost în trecut. De exemplu, în secolul al XIX-lea, oamenii foloseau sute de standarde de timp diferite. Orarele feroviare și rutiere le stabileau pe fiecare. Atunci când numărul de rute a crescut, oamenii au început să respecte aceeași oră stabilită la Greenwich, în Marea Britanie. Exista un ceas mecanic mare care ghida întreaga țară. Ora meridianului Greenwich sau GMT. Comercianții, directorii de fabrici și bancherii își ajustau ceasurile în funcție de GMT. Când toate trenurile din Marea Britanie au fost cronometrate, semnalul GMT a fost trimis peste Atlantic prin intermediul unui cablu subacvatic, direct la Harvard în Massachusetts. Apoi, în cadrul unei conferințe speciale din Washington DC, peste 25 de țări au recunoscut Greenwich ca fiind standardul internațional de timp. Totul era în regulă, tehnologia funcționa sincronizat la nivel mondial, dar au început problemele. După 10 ani, savanții și-au dat seama că lumea avea nevoie de ceasuri noi. S-a dovedit că ceasul de la Greenwich era inexact, deoarece se baza pe timpul petrecut de planeta noastră pentru a face o rotație în jurul axei sale. În secolul al XX-lea, oamenii au aflat că Pământul și-a schimbat viteza de rotație de-a lungul anilor. Serios? Acesta accelerează sau încetinește din cauza influenței gravitaționale a Lunii, a Soarelui și a altor planete și din cauza fluctuațiilor geologice din interiorul nucleului Pământului. Savanții au calculat că, în 1900, Pământul se rotea cu 4 milisecunde mai încet decât la sfârșitul secolului al XXI-lea. Da, există persoane care se ocupă cu așa ceva! Prin urmare, oamenii au început să dezvolte alte ceasuri mai precise, cele atomice, pe care le folosim și acum. Dar cel mai ciudat lucru e că nici măcar aceste ceasuri nu funcționează așa cum au nevoie oamenii. Principala lor problemă e precizia excesivă. Pământul nu se rotește în mod constant în același mod, așa că muncitorii adaugă uneori secunde suplimentare la ceasul atomic sau lescat. Și iată de ce! Ceasurile obișnuite se bazează pe rotația planetei noastre. Atunci când ora de pe un astfel de ceas arată dimineața, este dimineață și afară. Când ceasul arată ora târzie, afară e întuneric. Ești atent? Planeta noastră nu se rotește cu o viteză constantă, iar ceasul atomic e perfect stabil. Dacă lumea ar funcționa întotdeauna pe baza acestor ceasuri, atunci timpul ar devia mai devreme sau mai târziu de la ziua și noaptea reale. La un moment dat, soarele ar începe să răsară la ora 18, iar apusul ar începe la ora 7. Pentru a preveni acest lucru, ceasornicarii modifică ușor ora ceasurilor atomice. Acest lucru e necesar pentru a păstra lucrurile așa cum sunt oamenii obișnuiți, iar ora de dimineață de pe ceas și cea de pe stradă să coincidă. Ei bine, e timpul să facem ca atomii și să ne despărțim!